cât mai ciudată de distracție. Îl vom cunoaște astăzi pe Gordi, un tânăr din Videle care, în afară de faptul că își surprinde prietenii cu micile sale numere de circ, mai câștigă și câte un pariu cu el. De ce? O să vedeți că personajul nostru este un pic mai ciudat. Pentru el, un lac înfipt în mână sau un obraz nu înseamnă nimic grav. Totul pare o joacă. Asta ca să nu vă mai spun că Gordi nu a studiat vreo clipă metodele tradiționale ale acupuncturii. Să-ți străpungi obrazul cu un ac de seringă, să mănânci un pahar sau să-ți introduci un ac de siguranță prin mână. Toate aceste grozăvii ar putea părea pentru un om obișnuit o nebunie. Dar nu și pentru Adrian Stoica. El și-a dorit foarte mult să ajungă circar, dar pentru că viața nu i-a oferit această posibilitate, experimentează acum toate calitățile deosebite cu care a fost înzestrat în fața prietenilor și a cunoscuților. Este gata oricând să sară în ajutorul prietenilor și pentru că se pricepe la motoare, nu ezită nici de această dată. Nu mă așteptam la așa ceva. Am văzut fel de fel de ciudați, dar să-și bage aia cu un guru, îi întrece pe toți. Asta e tot, de ferește. Gordi susține că a făcut asta de mai multe ori, așa că stăpânește foarte bine tehnica. Iar de vreo infecție nici nu poate fi vorba. Nu mi-e frică de infecții, fiindcă acele sunt sterile și întotdeauna știu pe o să le bag. Chiar dacă mai curge o pică sânge, nici o problemă, că întotdeauna asta e. Oamenii care îl cunosc pe Gordi știu că acesta face astfel de demonstrații destul de des, dar foarte puțini se încumetă să-i urmeze exemplul. Unii îl consideră curajos, alții spun că are un dram de nebunie, dar cu toții sunt uimiți de micile sale numere de circ. Se mai întâmplă să mai câștige și câte un pariu, mai ales în fața celor care încă nu-i cunosc tot repertoriul de giumpuștiucuri destul de periculoase. Chiar acum el face o astfel de demonstrație. Am câștigat pariul, nu mă așteptam. Peste așteptări. Îl știam că te duce ac în mână, că și duce ac în gură, orice, dar să spargă un par cu, totuși un par gros, cu atâta forță, totuși are dantură foarte sănătoasă. Dinții lui Gordi au spart ușor paharul. Iar asta nu-i nimic pe lângă ce va urma. Am vrut să-i demonstrez că mănânc pahare, că cu acul băgat până mână, până falcă, până ăla e mizilic. Ăla e mizilicul meu pentru așa, da-mi minte un pahar. Ce să mai discutăm și cu... De pahare îmi place să mănânc pe alea cu picior. Data viitoare când o fi, o să mănânc o halbă, să vedem ce reacție e el. Dar pui pahare pe milio, i-am spus. Și mănânc o halbă de jos până sus. Cunoscuții spun că Gordi mai și exersează, însă el este hotărât să demonstreze că, oricât de groasă ar fi, sticla poate fi servită și pe post de desert. La serviciu îi se cere ajutorul ori de câte ori apare vreo problemă, iar Gordi profită de aceste momente pentru a le arăta colegilor noile sale reușite, care pentru el nu mai înseamnă deja mare lucru. El a văzut într-un ziar niște fotografii cu un fachir care își trecuse prin palmă un cui destul de gros și a fost sigur că și el poate să facă același lucru. Am făcut pariu cu fratele meu și am băgat tacul cu așa și pe partea altă. Și am zis lui frate, mă zic, băi, eu și păi mâine, dacă vrei, iau cuilii, cum a băgat ăla și te bat în pale. Zâmbind, Gordi demonstrează colegilor neîncrezători că spune adevărul. Sunt coleg de serviciu cu el și de câte ori vin la serviciu ne șochează câte ceva. Bași, bagă ace în mână, în buze, în obraz. Și de câte ori băieții după aici fac pariuri cu el și mereu câștigă. Deși știe că nu va ajunge niciodată un fachir adevărat, Gordi refuză deocamdată să pună capăt momentelor cu care își amuză sau sperie prieteni.